Noul coronavirus schimbă și strategiile militare la nivel mondial. Ministerul Apărării Naționale retrage trupele noastre din teatrele de operații, de fapt pentru a face față provocărilor interne. E o decizie luată azi de ministrul Nicolae Ciucă, despre care ne dă detalii Corina Matlinski. Bună seara, Corina! De câți militari vorbim? Câți vor fi retrași și de unde? Bună seara, vorbim despre aproximativ 70 de militari, în mare lor majoritate din Afganistan, dar și din Irak și Republica Centrafricană. Vorbim despre militari care urmează să ajungă în țară în următoarele două săptămâni. Misiunea nu va fi pusă în pericol, vorbesc despre misiunile din teatrele de operații, pentru că cei care vor fi retrași în țară nu sunt militari luptători, ci militari români a căror atribuții pot fi preluate de către cei care rămân acolo. Această decizie a fost luată după consultări cu oficialii din NATO, dar și din Uniunea Europeană. În primul rând, pentru că este foarte posibil să fie nevoie aici, în România, de militari, având în vedere starea de urgență. De cealaltă parte, spunea ministrul Apărării Naționale, Nicolae Ciucă, că poate să aibă grijă mai bine de oamenii lui aici în țară. De altfel, astfel de decizii de retragere a parte din forțele din teatrele de operație au fost luate și de alte țări partenere. Sandra. Corina Matlinski.